Craiovenii rămân pe locul 4 după 29 de etape în Liga 1 la fotbal la un punct de podium. Asta și datorită faptului că Petrolul a fost învinsă de Astra. Antrenorul oltean Emil Sandoi declară că jucătorii trebuie să rămână conectați pe acest final de sezon, chiar dacă echipa nu a primit verde pentru cupele europene. Trebuie să ne gândim că ne mai așteaptă încă un meci. Sunt 3 jocuri într-o săptămână. Dar sperăm să recuperăm punctele pe care le-am pierdut. Sandoi a mărturisit că obiectivul fixat de conducerea clubului pentru acest sezon rămâne ocuparea locului 3. Astea sunt probleme care pot să apară oricând. Vă dați seama că este o stare de tensiune, o stare de nervi. Sunt convins că nu sunt probleme grave astea, iar jucătorii trebuie să rămână detașați, trebuie să rămână concentrați la ceea ce se întâmplă pe gazon. CSU joacă sâmbătă la Botoșani împotriva unei echipe scăpate de grijile retrogradării. Nici în meciul cu moldovenii nu va evolua Brandan, care este în continuare accidentat.